Vezi să nu bagi adânc, că s-ar putea să dai în el, știi? Trebuie să spui asta acum o glumă. Știu că mai ai puțin până să naști. Unde-i iubirea mea? De ce să pui ochelari? Păi dacă e soare afară și mă bate soarele în ochi. Păi oameni buni, încercăm să facem un vlog, dar nu știu dacă o să reușim, dacă râdem noi. Deci noi când ne întâlnim, când ne întâlneam și înainte să fim împreună. Când ne întâlnim, tu te mai întâlnești și eu cu burta până la urechi. Când ne întâlneam înainte să fim împreună, râdeam numai de râsul ei, cum râde. Râde non-stop, nu, tu nu mai poți opri. Da? Da. Mai știi când râdeai liceu, avea crize de râs. Și mai am. Noi am fost în același liceu, o să facem un vlog în care să povestim cum ne-am cunoscut. Da? Mm-hmm. Nu țări. Sunt aici cu prietenul meu, Liță, îl știi. El este. Liță, da. Eu am fost să-mi iau cafea de la Starbucks. Și mi-a trecut Liță pe ăla în loc de culiță. Acum prea se așteaptă să-l știe toată lumea, numai figura de când miști. A venit de la Survivor. Da, știu că plăcă numai cu paie, cine bun ești. Dă jos, dacă vreau, figurile. Și spune-le oamenilor de ce ne-am adunat aici. Ne-am adunat astăzi aici, dragilor, ca să vă povestim câte laturi are un triunghi paralelepiped, un dreptunghi sau un așa, ce să fie. Fuuu, am emoții, parcă. Da, deci, spune tu, te rog. Am așteptat după omul ăsta 5 luni de zile. Nu, glumesc. Da, mi-a prins bine. Am dormit bine. Am achiziționat toate accesoriile și tot ce aveam nevoie pentru bebe. Dar am evitat să le montez singură sau bine cu familia și așa mai departe, pentru că l-am așteptat pe dânsul să vină. Auzi, eu când am venit la Survivor, chiar mă gândeam înainte să-mi dau telefonul. Mi-am zis, mamă, o grămadă de lucruri am de cumpărat. Acum să vezi că trebuie să mergem să cumpărăm cărucioare, să cumpărăm pătuți, să cumpărăm toate astea. Și am zis, mamă, o grămadă de avem de umblat. Și când am ajuns acasă, ea le avea pe toate, deja primite, cumpărate, achiziționate, nu mai aveam nimic de cumpărat. Da, și mi-am dorit mult să simtă și el, să intre în febra asta, mai ales când l-am văzut cât de mult își dorea să vină acasă. Și am zis că pătuțul, mai ales pătuțul, lasă-l facă el, l-a ajutat tati. M-a ajutat. Stai că le-am făcut pe toate, și pătuțul, și căruciorul, tot și tot ce avem am montat. Și aia în care se facă baie și toate alea, vreo 5 chestii și ăla în care stă el ziua. Și acum mai bebele trebuie să mai vină, că în rest le avem pe toate. Văd că nu se prea arată, nu vrea să iasă. De cu piciorul greu. Mi-au spus că o să fie un copil mare. Adevărul e că nimic nu putea, nu avea cum. 1.75, 1.96, copilul, nu știu. Iasă direct, îl duce la Michael Jordan să-l învețe basket. trebuie să naști natural, eu te apreciez că vrei să naști natural. Mulțumesc. Mi-e frică să vin acolo să te văd cum suferi, nu? Fi... Nu, că n-ați nu vreau să. Păi nu, asta. Că te traumatizez și tu și eu. Traume. Da, vă invităm să vă uitați să vedeți ce am făcut. Nu am prea explicat pe vlog fiecare ce întrebuințare are, pentru că ne-am luat cu glumele și cu vorbele și cu toate astea, dar o să vă dați seama. Țineți aproape. Aici, să le arăt oamenilor ce ai de făcut. Mi-a dat de lucru, oameni buni. Uitați, bărbați, am venit în jungle și de te-am trebuit să fac, să asamblez. Doamne, doamne. Deci am așteptat până pe ultima 100 de metri, da? Da, așteptat să foarte mult, mă bucur din suflet că mi-ai desfăcut. Am mai avut o ultimă speranță. Am ajuns ziua în care trebuie să montez, aici am o boxă portabilă, aici am o mașină, glumesc. Am un pătuț, pătuțul nostru, da? Chiar ce este? Ah, aici din aia de pus de luat în mașină, nu? Aici avem scoica. Scoica, aici? Flandou și căruciorul. Căruciorul, mamă, ce tare. Și aici este... Asta e masă, nu mai încolo. O să am de lucru mult. Și cădița. Hai să... Oh, ce greu, măi! Tu stă la spate. În pază, între. Am un pază de făcut. Dacă n-am avut la Survivor probă cu pază,
Eram aici. La ce pază? Cocos, nu cred. M-am crezut că te glumești. Că al tău fi vreo cocos. Nu, vezi, uite, curat, s-a mătăs confortabil. Dar uite, vezi că se simte, ia să, hai să te sfatim. Ce fibră de cocos? Adică, aaa, ba da, mă, uite, da, da. Da, 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 uite. Aaa, e din aia, exact, de la, da. Nu, vezi? Da, mă, ce tare. Da, și miroasă. Hai de cap. Și copilul nu a scăpat de cocos, vrea să facă Survivor când e mare. Vrea să merg la Survivor 2045. Dacă mergi la Survivor 2045 și vezi filmarea asta, copil, să știi că ai văzut saltea cu cocos. Bravo, hai, că ai reușit. Da, uite-te ce. Ai cum aș salta aici. Nu știu, dar mi-a mult de lucru. Da, păi numai astea, stai să vedem ce o să îi pun pe fiul meu să-ți dea de lucru. Aoleu, mamă! Ăla trebuie numai despachetat și să-l băgăm în mașină. Pentru că îl luăm cu noi. A, deci asta e scoica, nu? Scoica, da. Și cărunțul care? A, nu știu, nu vedeam că era prea ușor. Vezi să nu bagi adânc, că s-ar putea să dai în el, știi? De aia să spui asta cu o glume. Ce vede mai bine. Am trei din echipament de muncă pentru băiat, pentru noi, de fapt, pentru noi. Nu o să le echipăm. Trebuie să vedem. Mă, am să vaniță, face parte din care facem baie, nu? Da. Hai să-l montăm și pe Poli. Ultimul. Ultimul. Am obosit. Asta ce e? Asta este... Păi ăla e așa, să mai ții prin casă. A, așa. Da? Da. Sau ca și măsuță, dar măsuță... Bine, hai să vedem ultima.
La showroom aici. Ultimul pe ziua de astăzi. Păi asta e cel mai important pentru mine, că eu când merg cu mașina trebuie să-l pun în asta, nu? Da. Când ți-l aduc la cântări, când o să plângă prea mult și nu o să mai pot, o să ți-l aduc și o să ți-l pun în brațe și o să ai nevoie de scaun de mașină. Ar fi o cosă din momentul ăsta. Și aici mai avem scaunul de mașină, pe care bineînțeles nu o să-l folosim acum. Se poate folosi de la naștere, dar avem scoica deocamdată. Bă, ai slăbit, dar te rog să te dai jos. Nu știu. Și cu Isofix. De aici, din spate, să-l prind. La cintură acolo, știu, aici știu. Tot timpul mă întrebam când aveam mașină, la ce folosesc. La ce folosesc găurelele alea. Da. Și uite că acum am ajuns în dasă. Nu vezi? La ce folosesc. Omul că trăiește, învață. Deci. Am o scrisoare pe care trebuie să o citesc în ultima săptămână de sarcină și am ținut-o până acum, de când a rămas sarcinată. Este o scrisoare din cartea pe care ai citit-o, din Biblia da. Femeilor gravide? Este o scrisoare pe care am avut-o într-o agendă ce mi-am cumpărat-o pentru sarcină. Acum o citesc, nu știu ce prinde, o citesc de față cu toată lumea. O să o citesc. Uite că e lungă. Soară pentru tine. Hai să citesc eu. Știu că mai ai puțin până să naști. Îmi doresc să ai parte de o naștere blândă care să-ți rămână în minte ca o amintire extraordinară. Știu că te gândești la ea cu respirația tăiată. Nu știi ce îți oferă viitorul și senzația asta e atât de puternică încât uneori uiți să respiri. Nu. Respira adânc acum și gândește-te că teama pe care o simți e firească. În acest moment al vieții tale e normal să simți asta. Dar dacă te îngrijorezi, în mod sigur nu ai idee de ce ești capabilă. Îți spun că ești mult mai puternică decât îți imaginezi. Aici confirm. Dar nu am avut că prins. Aici confirm, chiar ești puternică. Hai la criminal. Lasă-mă să scriu. Ești mult mai puternică decât îți imaginezi. Trebuie doar să te înarmezi cu multă răbdare. Indiferent de cum vei naște, ai răbdare cu corpul tău și ajută-l să se refacă. A fost atât de bun cu tine încât merită toată iubirea ta. Ce vei naște, adrenalina îți va invada corpul și te va face să crezi că poți muta munți. Tot adrenalina îți va inunda ochii de lacrimi și zâmbetul nu ți se va mai da jos de pe față vreo câteva ore. Pare de necrezut, dar corpul tău e minunat construit să facă față acestei etape firești. Nu mai trage copii ce ascultă. Și mai ales să șteargă tot ce a fost greu și să pună în loc iubire. Iubire necondiționată, nouă și pură. Când bebelușul va fi în brațele tale pentru prima dată, o să-ți crească o pereche de aripi și o să fluturești o vreme. E o senzație care nu te va lăsa să cazi, indiferent de ce provocări apar. Profită de plasa asta de siguranță și oprește timpul. Adunecă-ți bebelușul, mirosul lui îți va inunda nările și va rămâne cu tine o viață. Da! Mă mai gândesc că o pun pe vlog. De ce? Că doamne, reacția ta naturală, adică dacă asta simți să faci, dolgul meu. E o șansă a alăptării, îți va oferi un pachet de emoții nou-nouț. Dacă Dumnezeu există pentru tine, atunci îl vei simți cel mai aproape. Vei ști că nimic nu este în zadar, când ochii puiului tău mic se vor uita în ochii tăi, doamne, doamne, și mânuța lui se va sprijini de pieptul tău. Ce fain. În timp ce îl stă cuibărit în brațe. Până acum nu a depins nimeni de tine atât de tare, vei fi centrul universului lui, vei fi hrană și adăpost.
dormi niciodată așa cum o făceai înainte de naștere. Și nu uita, deci de-aia dormi tu atâta. Nu uita că cele kilograme în plus te fac mai sexy decât ai fost vreodată. Ți-am spus că e cea mai frumoasă, ți-am zis. Oh, eu doamna mea. Nu m-aș da să fie așa, jur. Nu? Da, Gabriel, da, e emoționant. Și pentru tine e total diferit, că tu îl porți acolo, înăuntru tău. Mm-hmm. Pentru tată e așa, e un, nu știu, un, cum zice domnul Dan, un amalgam de sentimente și un carusel de emoții. Pentru tată e, apoi pentru tine care îl porți înăuntru. E... Abia aștept să văd sentimentul ăla, că, că toată lumea ce cei care au copii, că schimbă în tine, îți trezește ceva ce n-ai mai simțit până atunci. Cred. Dacă acum am... Nu știu. Aoleu, s-a lăsat cu emoții puternice, nu credeam. Da, o să mai facem, o să mai facem un vlog în care o să povestim cum ne-am cunoscut noi. Pentru că sunt diverse speculații pe internet, fel și fel, de cum ne-am cunoscut. O să vă spunem noi tot adevărul, exact cum ne-am cunoscut și de cât timp ne știm. Așa, și mai încă unul cu cum o să-i punem numele băiatului. Țineți aproape.